Salut, eu sunt Andreea și astăzi voi încerca o chestie pe care tocmai mi-am comandat-o și mi-a ajuns mai exact. După cum știți, de curând mi-am scos aparatul dentar și acum nu mai am aparat dentar și acum vreau să încerc să îmi înalbesc dinții singură acasă. Da, știu, singură acasă. E ciudat, cuvintele astea două deja nu sună bine, dar am dat comandă de un fel de chestie pe care imediat o să o despachetăm, dar înainte de asta nu uita să te abonezi la canalul meu, să apeși pe acest buton roșu de subscribe și să-l transform în gri. Tot ce trebuie să faci este să-l butonezi și știu că în fiecare vlog zic asta, știu că deja v-ați săturat, dar pentru mine este foarte important să facem cât mai rapid 350.000 de abonați, uite, îmi pun și gluga, 350.000 de abonați, așa că, da. Acest vlog, după cum v-am zis, mi-am comandat chestia asta de înalbirea dinților. În primul rând, vedem aici că avem o instrucțiune, așa arată, după avem chestia asta, nu știu ce este, și după avem deja însăși cutia. Sper că este și în limba română sau în engleză, dar, oh, super, avem și imagini, deci chiar mă bucur că e cu imagini. Deci, da, avem aici desenat cam cum trebuie să arate toată chestia asta. Deci trebuie să-ți speli dinții, după care trebuie să pui un fel de chestie pe o chestie, trebuie să pui un fel de gel pe chestia aia, pui pe dinți, ții pe dinți, scoți de pe dinți și gata, dinții tăi sunt perfecți. Sper că am înțeles corect și sper că ați înțeles și voi, dar da, cam așa arată cutia. Haideți să o deschidem. Ok, este mai ușor decât am crezut. Wow, ok, cam așa, arată foarte periculos, cam așa arată, arată foarte, zici că e o seringă, dar arată cam horror. În orice caz, cred că ăsta este gelul pe care îl pui pe dinți, asta e chestia pe care o pui în gură, asta e chestia care dă lumină. Ok, bine, și ăsta este șprițul, nu știu mai exact pentru ce este, dar haideți să ne uităm, eu zic mai bine totuși și pe Instagram și pe YouTube cum se face chestia asta corect, pentru că nu știu dacă ați văzut, dar nu mă prea pricep la instrucțiuni, deci haideți să vedem cum se face mai exact asta. Așa, am găsit un tutorial pe YouTube și acum mă uit. Ar trebui să înțeleg și vlogul ăsta ar fi trebuit să fie tot așa ca tutorialul ăsta, dar pentru că eu nu înțeleg, o să mă uit la tutorial și după abia o să fac. Ok, deci, în fine, nu este ceva foarte greu, am înțeles. Vreau să vă arăt acum dinții mei înainte de chestia asta și dinții mei după chestia asta. Este două chestii. Avem chestia pe care, scuze că zic chestii, dar nu știu cum se numește, care se face cu luminiță, deci, da, chestia care se face cu luminiță, bravo, Andreea. O punem așa, o punem așa, într-un fel, pe, îi punem husa asta, să zicem așa. Ok, deci, am pus deja, totul este stabil și acum chestia asta trebuie să o punem în gură, dar ca să înălbească va trebui să punem un fel de gel. Pentru asta avem aici două chestii. Asta albastră, sincer o să fiu, nu știu pentru ce este, cred că o faci după ce îți faci asta, dar în primul rând avem acest șpriț care arată destul de horror. În orice caz, da, să nu credeți că este ceva medicament sau nu. Este pur și simplu un gel care îți înalbește dinții și da. Este destul de simplu, nu credeam că este foarte greu, dar nici foarte ușor. În orice caz, cred că ne descurcăm noi. O să-i scoatem chestia asta și cam atât. O să punem gelul gen așa sau cum? Da, o să punem gelul aici și aici. Sper că ne descurcăm noi. Deci, uitați, v-am găsit și o chestie de genul în care îți arată toate nuanțele de culoarea dinților și, deci, de la culoarea 15, care, Doamne, este neagră aproape, la prima nuanță. Eu cred că am a doua nuanță, dacă nu mă greșesc, așa că, Doamne, doresc foarte mult să ajungem la prima nuanță, deci să avem dinții perfect albi, așa că, da, o să încercăm în acest video să-i facem deci, prima. Avem acest gel alb de înălbire, după am această chestie pe care o să o punem, care este și cu LED, deci
sincer nu știu pentru ce este LED-ul, dar așa am citit. Și ultima chestie, avem încă o seringă cu ceva albastru. Chiar nu știu pentru ce este. Chiar n-am găsit nici măcar în instrucțiuni cu ce este, despre ce să faci cu ea, dar cred că și ea este foarte importantă, așa că o să mai citesc și o să începem să facem înalbirea dinților singuri acasă. Apropo, spuneți-mi în comentarii cine dintre voi a purtat aparat dentar sau cine și-a înalbit dinții. Eu personal o să încerc acum să-mi înalbesc singură. În fine, asta nu este ceva foarte cine știe ce, este pur și simplu un ghid, să zic așa. Deci cred că mai mulți au încercat, așa că da, acum o să începem. Și uitați-vă, apropo, spuneți-mi în comentarii ce nuanță credeți voi că aveți, de la culoarea 15 până la 1. Eu cred că am 2, de fapt am chiar și 2. Așa că da, haideți. Să începem. Ok, deci totuși eu am citit instrucțiunile, deja știu cum să folosesc toată chestia asta, m-a ajutat și mama un pic să înțeleg. Așa că da, în primul rând aici scrie că trebuie să ne ducem să ne spălăm pe dinți, așa că acum o să mă duc repede și o să mă spăl pe dinți și o să revin. Pe dinți, așa că acum o să, în primul rând, o să deschidem acest gel și o să... Da, o să deschidem gelul și cam așa arată. Va trebui să punem, am citit că trebuie să pui super puțin gel, să nu exagerezi, pentru că dacă pui foarte mult, o să iasă într-un fel și o să fie foarte nașpa, așa că o să mă stărădui și eu să pun mai puțin. Am emoții, așa că da, haideți să punem. Deci, luăm pur și simplu așa aparatul și gen, cred că punem așa și așa, nu? Ok. Pur și simplu aprindem culoarea, doamne, mi-e frică. Și apropo, va trebui să stau cu ea 45 de minute. Deci nu 10 minute cum credeam eu, 45 de minute. Între timp o să mă uit la un film sau o să montez sau o să fac un live. De fapt, nu live, nu pot să fac pentru că nu pot să vorbesc. Sau chiar o să citesc, o să fac și un selfie cu chestia asta, așa că haideți să ne opunem. Așa, iar acum deja o să înregistrez eu, pentru că după cum puteți să vedeți, aveam acea chestie în gură și nu puteam să vorbesc jumătate de vlog, deci da, mi-am pus deja aparatul de înalbire și trebuie să stau 40 de minute, 40-45 de minute, eu am ales să stau 40 și da, uitați aici, mă pun în pat și eu am ales să citesc, să stau pe internet, să mă luam un film, pentru că o să citesc vreo 10 minute, după care o să mai ascult și muzică, deci ca să nu mă plictisesc. Întâi am început să citesc. Apropo, dacă o să vreți să vă faceți și voi înalbirea dinților așa, trebuie, de fapt, este bine să stați mai mult culcați, așa cum stau eu aici, pentru că așa am citit în instrucțiuni. În fine, după ce citesc, chiar aici nu știu ce făceam cu cartea aia, da, mă pun să stau pe telefon. O să fac story, live și, doamne, live. Cum să fac live dacă nu pot să vorbesc? O să fac story, o să mai stau pe internet, pe YouTube, o să citesc comentariile voastre de la poze și, de asemenea, nu uitați să mă urmăriți pe pagina mea de Instagram, pentru că îmi doresc foarte mult să facem și aici 300.000, iar aici vedeți că am intrat și dau like la fanpage-urile mele, la toți cei care îmi fac edituri, așa că da, în fiecare zi încerc să dau cât mai multe inimere la lucrările voastre, pentru că le apreciez foarte, foarte mult și chiar vă iubesc enorm, iar aici, da, făceam și eu boomerang. Mulți m-au întrebat, Andreea, cum ești scrisă pe TikTok? Andreea, ai TikTok? Da, am TikTok și în fiecare zi postez, uitați-vă, v-am arătat acum câteva secunde și pagina mea de TikTok, mă numesc Andreea Bostănic, aveți link-ul în descriere și aici fac TikTok, da, credeți că dacă trebuie să stau chestia asta 45 de minute, asta înseamnă că nu o să fac TikTok? Nu, eu mereu fac TikTok, așa că am postat TikTok și cu acest aparat de înalbire, deci dacă vreți să vedeți aceste TikTok-uri în exclusivitate, puteți să-mi dați follow pe contul meu, aveți link-ul în descriere la TikTok-ul meu. Oh.
desigur, cum pot să fac eu vreun vlog fără să se întâmple ceva? Iar aici mi-a căzut lumina de pe năptier și am ridicat-o. În orice caz mi-au căzut și căștile pe jos, așa că da. După m-am pus să ascult muzică pentru că a mai rămas foarte, foarte puțin timp. Mă uit la un serial un pic. Da, pentru că deja au mai rămas vreo 5-10 minute, deci da. Tadam, 40 de minute au trecut. Ok, deci eu deja mi-am scos și oh my god, cred că deja văd o schimbare, chiar dacă mi-am pus doar o dată. Spuneți-mi și voi în comentarii dacă ați purtat aparat dentar sau poate ați avut și voi înalbirea dinților sau poate v-ați făcut și voi. În orice caz, mi-a plăcut super mult acest ghid, a fost foarte tare și nu știu cum voi, dar eu cred că m-am descurcat. Așa că, da, dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați un like, un share ca să-l vadă și prietenii voștri. Iar cu voi a fost a voastră, Andreea Bustanica. Pup, pup, pa, pa!